Avem o solicitare la Federația Română de Fotbal în care ne roagă să venim cu o propunere pentru a amenaja un teren sintetic și ei vin cu o finanțare de 150.000 de euro. Primăria ar trebui să mai pună încă 150.000 de euro. Voi intra în Consiliul Local cu o propunere de a moderniza terenul de sport de la Ițcani. Să facem acolo un teren sintetic care să poată fi folosit pentru echipa de fotbal actuală Foresta, echipe de juniori, copii care se plâng că nu au unii să antrena, unii face meciuri amicale și așa mai departe. Deci voi intra în ședința Consiliului Local cu propunerea de prindere bugetul anului viitor a unei sume de 150.000 și de modernizarea stadionului la Ițcani ca și teren sintetic.